Mă numesc Elena Gorincioi, sunt chirurg mamolog, Institut Oncologic Republica Moldova și Clinica AMC. Am absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămițanu, anul de absolvire 1994. Sunt Natalia Motuzoc, sunt medic ecografist la American Medical Center. Am absolvit Universitatea de Stat de Medicină numele Nicolae Tăstămițanu, Facultatea Medicină Generală. Sunt Parpăuț Elena, doctor obstetrician ginecolog, am făcut studiile la Universitatea de Medicină din orașul Chișinău. Mă numesc Munteanu Viorica, sunt medic-oncolog, am finisat rezidențiatul în oncologie la Instituția Medico-Sanitară Publică, Institutul Oncologic. Cernele Veronica, medic endocrinolog, am studiat la USMF Nicolae Tăstămițanu din Chișinău. Mă numesc Natalia Arnaut, sunt medic obstetrician ginecolog, nutriționist și fitoterapeut. Studiile de medicină generală și rezidențiat le-am făcut în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămițanu. Ludmila Velinciuc, medic obstetrician ginecolog, am finisat Universitatea de Stat de Medicină din Chișinău Nicolae Tăstămițanu. Olocea Victoria, sunt asistent universitar, doctor în științe medicale. Mi-am făcut studiile cu mândrie, o spun, la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămițanu din Chișinău, Republica Moldova. Sunt Ludmila Tofan-Scutaru, am specializare de doctor internist și gastroenterolog, hepatolog. Am absolvit Institutul de Stat de Medicină din orașul Chișinău. Mă numesc Elena Desetnicova, sunt medic-reumatolog și am făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămițanu. Sunt Vladimir Parpăuț, medic-neurochirurg, conferențiar universitar, doctor în științe medicale. Am absolvit în 1983 Institutul de Medicină din Chișinău, apoi a urmat internatura la baza Spitalului Clinic Republican, pe urmă specializări la Leningrad, la Moscova. Mă numesc Pascal Sergiu, sunt medic-urolog. Studiile mele am făcut la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămițanu. Decizia a fost bine gândită, analizată la etapa vârstei de 18 ani, în dependență de domeniile mele de interes. Am decis să devin doctor, în primul rând, cred că de aceea că mămica mea este în sfera medicinei, este moașă. Babel din copilărie îmi plăcea să văd ce este în organism, în orice organism, cât de mic n-ar fi fost. Și pentru mine era un ritual când în ajunul sărbătorilor se făcea sacrificarea porcului. Eu trebuia să mă uit la fiecare organ, să văd, nimai vorbind despre o broască, că trebuia desfăcută, trebuia examinată, trebuia umflată cu paiul ca să vezi cum funcționează, cum înnoată, adică atât anatomie cât și fiziologia. Plus de asta, deci un pic mai târziu, așa, mama era un pic mai bolnăvicioasă, așa, și probabil și asta a influențat mult. A fost un vis de mic copil pe care l-am realizat. De mică îmi doream să fiu balerină, dar am auzit-o pe mama odată, cred că aveam vreo 5 ani, când mi-a spus că balerină pot să fii maxim până la vârsta de 30 de ani. Și apoi eu m-am gândit că injecții pot să faci și la 80. Nu am avut încotro. Maica mea a lucrat toată viața soră medicală. Mi-a servit ca exemplu în toate, ca orice mamă, deosebită și nemaipomenită. Și n-am avut de ales. Am înțeles că, într-adevăr, e ceea ce vreau. N-a fost alegerea mea. Alegerea a fost a părinților. Decizia s-a luat instantaneu. Dar nu-mi pare rău niciun minut că am ales medicina. Este ceea ce îmi place să fac cel mai mult. A fost un vis din copilărie. Decizia a fost luată intuitiv. Fiind unicul copil la părinți, a trebuit să continui ceea ce au făcut părinții mei toată viața. Au fost doctor. Asta a fost și menirea mea, de a alege să fiu doctor, ca să păstrez într-un final tradiția. Știți, în copilărie, eu am două surori mai mari, una tot e medic și alta e economia, a finisat la Universitatea de Stat. Permanent sora mai mijlocie, când vinea la părinți, la examene, la acasă,
vinea cu așa un teanc de cărți, atlasuri. Doamne, eu mă uitam și mă miram. Scriune, cum poți să înveți așa ceva? Alți soră nu spun că nu învăța, dar cărțulile erau așa mai, puțin mai subțirele. Și eu mă gândeam, niciodată n-a să mă duc la universitate unde se află acum, unde învață sora mai mijlocie. Dar că așa soarta o vrut ca să devin și eu medic. În al doilea rând, eu eram pasionat foarte tare de fotbal în copilărie. Antrenorul meu tot fiind medic. Și e clar, posibil toate este luate împreună, a influențat ca eu să devin viitor medic. Era visul meu din copilărie? Nu mi-a venit în gând niciodată această idee să renunț la această profesie nobilă. Deoarece am intrat la Institutul de Medicină, pe atunci așa se numea, Institutul de Medicină. În timpul sovietic, concursul era enorm. Pentru a intra la facultate am lucrat 3 ani. De ce? Pentru a înțelege și mai profund dacă alegerea a fost corectă. Timpul meu am avut berechet. Nu am vrut să renunț niciodată la profesia de doctor. Au fost momente dificile, au fost momente ușoare, au fost momente foarte frumoase. Dar în fine, a fost foarte bine. Nu, nu am vrut să renunț. A fost foarte interesant, dar a fost greu. Eu nu pot să zic că a fost cel mai ușor, este foarte greu de învățat la Institutul de Medicină. Dar sunt și plusurile sale. Eu sunt așa o persoană care îmi pun doar scopuri și care le realizez. Eu nu pot să fiu, bine, perfecționismul părinților. Deci, mi-a fost greu în primii 2 ani, deoarece studiile le-am început în limba rusă. Noi, băieți de la țară, care tot studiile le-am făcut în limba română, moldovenească, cum era. Deci, primii 2 ani, chimia, biologia, fizică, matematica superioară, am început să o facem în limba rusă. Vă dați seama cât de greu era asta pentru noi, care poate nici uitasem deja și în limba moldovenească, cum de cum sună unii termeni. Referitor la ceea că se regret vreodată că am intrat la medicină, nu. Eu deja știam unde am venit, deoarece am absolvit întâi școala medicală din Bălți. Eu eram pregătit deja psihologic, știam concret unde mă duc și ce vreau. Drept că o lecuță mai greu am ajuns până la ceea ce am vrut, dar până la urmă s-a realizat. A fost foarte greu. Foarte greu, viața de student nu a fost ca la ceilalți studenți, da? Cea mai frumoasă perioadă, cu distracții, cu nopți și zile frumoase, a fost chiar o perioadă în care mă trezeam și mă culcam cu cărțile în mână. A fost foarte dificil, sesii, totalizări, examene, dar niciodată nu mi-a apărut ideea să renunț. Cel mai greu an a fost anul întâi. În toți anii de universitate, dar niciodată nu am vrut să renunț. Universitatea de medicină se consideră o universitate foarte grea, dar este și frumos. Anii de studenție au fost cei mai frumoși și mai grei, dar excepțional. Doar un student la medicină poate să înțeleagă. Îmbinarea dificultăților cu descoperirea medicinii și a funcționalității organismului. Luând în considerație că am intrat la așa universitate, ne-am asumat responsabilitate. Nu, n-am vrut să renunț. A fost foarte interesant, dar a fost greu. Eu nu pot să zic că a fost cel mai ușor, este foarte greu de învățat la Institutul de Medicină. Dar sunt și plusurile sale. Eu sunt așa o persoană care îmi pun doar scopuri și care le realizez. Eu nu pot să fiu, perfecționismul părinților. Anii din studențime au fost grele, au fost multă muncă, un efort mare, dar niciodată nu m-am gândit să mă renunț de medicină, de studii, de profesie. Pentru mine la universitate n-a fost niciodată greu, niciodată n-am vrut să renunț la studiile de doctor. Am absolvit universitatea cu diplomă, cu mențiune, am fost eminentă. Experiența mea ca student la universitate a fost una de neuitat.
să renunț nu m-am gândit niciodată, pentru că au fost 6 ani de emoții pozitive, 6 ani de oameni extraordinari cu care am creat relații rezistente în timp. Nu am trăit la cămin și poate nu am savurat din plin viața de student la medicină, dar în fine am reușit cu colegii să facem de toate și să călătorim și să facem năzbâtii, distracții, sărbători de tot felul. Locuit în cămin? Peripeții nu au fost. Viața la Universitatea de Medicină este foarte științific intensă. Nu ai timp, dacă vrei cu adevărat să devii ceva, mai ales în medicină, ai de muncit foarte serios, foarte intens. Deci nu ai de ales, dacă vrei să fii ceva în medicină. Sigur, toți studenții au trăit la Malina Mică cu amintiri frumoase și plăcute, dar și mai puțin plăcute. Învățat, învățat și din nou învățat. Da, după cum am spus, viața mea de student a fost așa, destul de, spun, monotonă, plictisitoare, cu cărțile în mână. Mai participam, făceam parte din grupul de dans al universității și asta mă făcea măcar să particip la evenimentele organizate de universitate pentru studenți. Așa, astea au fost și ieșirile mele la discotecă și distracțiile la care am participat. Foarte interesantă. Au fost foarte multe lucruri care mi le amintesc cu mare plăcere până în ziua de azi. A fost o perioada vieții mele foarte veselă, foarte plină de emoții pozitive și de colegi care ne întâlnim și până acum zi de zi. În anii în care am studiat eu, totuși noi am fost axați mai mult pe studii. Am trecut și la cămin, și la gazdă, dar un student de la medicină mai mult învață decât se distrează. A fost frumoasă, a fost cu de toate, cu dezamăgiri, cu experiențe frumoase, cu colegi extraordinari, cu profesori extraordinari. O viață pe care cu plăcere mi-o aduc aminte cu drag în momentele când îmi este mai greu. Deci, iarăși mă întorc. Pentru noi băieții de la țară, venind de la oraș, totul era interesant. Eu socot că la mine studenția s-a început la 15-16 ani în școala medicală. Deci atunci, pentru mine era important și felul de a trăi în cămin, și comunitatea obștească, și lecțiile, și orașul, și chiar și prima dragoste. Viața de student în medicină a fost una foarte frumoasă, pentru că am trăit 6 ani la cămin și am învățat în bibliotecile universității. Am trăit emoții intense și diverse. Părinții mei sunt din Chișinău, din cauza aceasta am trăit acasă. Mie mi-a fost ușor în sensul acesta că veneam acasă, mămică făcea tot gata, dar învățam mult, învățam în diferite săli, în diferite clădiri, ne deplasam mult prin oraș, mergeam mult pe jos, în minte mergeam câte 3-4 km pe jos de la o lecție la altă lecție. Îl aveam pe profesorul Floca la biochimie. Era un om deosebit, dar totodată avea și niște ieșiri așa mai interesante. Deci, încă o dată, repet că deoarece făceam toate studiile în limba rusă, deci mulți din colegi nici nu cunoșteau ceea ce zubreau așa cu desâlă. Și mai știau, mai nu știau, cu atât mai mult în timpul unui examen. Deci unul din colegi chiar nu a știut nimic. Și atunci și domnul Floca i-a pus o notă de promovare și a zvârlit matricula peste fereastră înspre strada Orheiului, unde era. Spune, mai du-te măcar atâta lucru și fă. Era un profesor foarte hazliu, pare mi se era la facultatea de medicină preventivă, nu mi-aduc aminte. Avea un obicei de a traduce mot a mot tot din limba română în limba rusă. De exemplu, dacă întârziai la lecții, trăgea așa o vorbă. Aia, patinu, țipleonaxna, ce se traduce mot a mot, ai tras-o în pui de somn. Pierle cred că nu o să le zic din cauza că noi le avem zi de zi și sunt mai, așa, mai
Dar nu o să uit niciodată un profesor de terapie care a spus: o să vă dau tot ce cunosc eu, din cauza că oricum lucrez mai mult timp și oricum o să fiu mereu cu un pas înaintea voastră. Sunt conferențiar universitar la Catedra de Neurochirurgie. Sunt obstetrician ginecolog, predau obstetrică și ginecologie, de fapt, ceea ce ar însemna sănătatea femeii negravide și sănătatea femeii gravide. Un domeniu cu totul aparte, dar un domeniu la care studenții vin cu plăcere. Profesor, predau specialitatea de reumatologie și avem și curs de nefrologie. Predăm la studenții de anul 4. Cred că generația actuală are mai multe posibilitate la acces mai mare la literatura de specialitate, inclusiv prin intermediul internetului. Ce să spun, la momentul actual posibilități pentru generația actuală sunt enorme, absolut, din toate punctele de vedere. Și internet, adică literatura pe specialitate, orice referat îl găsești stând acasă, eu știu, fără mare efort, când pe timpurile noastre trebuie să stai ori întregi într-o bibliotecă ca să-ți găsești sursa principală, plus de asta, toate în limba rusă, gândești la ceea ce scrii, ceea ce copii. Deci, bineînțeles că foarte mari posibilități au generația de astăzi, cu atât mai mult și specializări, poftim, pleacă în Europa, peste hotare, unde vrei. Japonia, mă rog, Statele Unite, peste tot. Este comunicarea. Comunicarea a devenit mult mai accesibilă, ceea ce ziceam eu anterior. Studenții ne simt mai aproape, sunt destul de deschiși să ne acorde absolut orice întrebare și au posibilitatea de a fi mai deschiși și cu colegii noștri din afara țării. Am mai mulți profesori pe care i-am îndrăgit, pe care îi țin minte și care cu unii dintre ei țin relația și până acum. Da? Unii sunt de la facultate, alții sunt de pe timpul rezidențiatului, da? Adică sunt un pic, pot să-i numesc, da? Adică trebuie să-i numesc. Deci, de pe timpul facultății este domnul Constantin Burnusos, medic-obstetrician ginecolog, doamna Adela Stamate, pediatru, domnul... doamna Valentina Borojbit, care ne-a fost ca o conducătoare sau cum să-i spun, o mamă care ne-a adunat pe toți cei francofoni, că am fost în grupul francofon. De pe timpul rezidențiatului pot să-l numesc pe domnul Martaloc Valentin, care pot și până acum să comunic cu dumnealui și să discutăm, chiar două săptămâni în urmă am discutat cu dânsul. Pe domnul Clim Constantin, doctor microchirurg, care am rămas îndrăgostită de ceea ce face el și am lucrat foarte mult împreună cu dânsul. Cam aceștia sunt cei pe care am îndrăgit și care am să-i țin minte o viață întreagă, cred eu. Dintre toți profesorii care în oncologie, desigur, m-a inspirat și după asta și anii de lucru, aceasta este fără doar și poate doamna profesor Godoroja, Nadejda Măcar, care pentru mine este un etalon a unui savant adevărat și a unui medic clinician adevărat. Sunt mândră că am avut ocazia să fiu eleva ei. Mamica mea m-a inspirat să devin un medic reumatolog și am avut un noroc să nimeresc la școală doamnei profesor Liliana Gropa, care pe noi ne-a învățat meseria, care ne-a arătat toate momente de la bun început. Mi-a fost dascăl și la teza de doctor în medicină, m-a susținut și m-a susținut mereu. Să-i număr nume de profesori este foarte dificil pentru că au fost foarte mulți și foarte buni în timpul anilor de studenție. Pot să vorbesc doar despre mama mea, Țurcan Victoria, medic de familie la CSU Orhei, care m-a învățat încă din copilărie ce înseamnă relația medic-pacient, empatia față de pacienți și cum trebuie să lucrăm în interesul pacientului. Da, profesori am avut foarte mulți, nici nu știu numărul, mulți profesori pe care i-am respectat, pe care i-am iubit,
la care aplaudam când intra în aulă să ne citească lecții. Au fost și profesori mai puțin iubiți, dar un profesor care așa mi-a rămas iarăși în inimă, de care și m-am temut, și l-am respectat, și l-am iubit, a fost și este domnul Porfirie Cazacu, de la Catedra de Fiziopatologie. De fapt, eu vreau să fiu neurochirurg ca tata. Și nu eram gata să fiu obstetrician ginecolog. Profesorul de care m-am temut cel mai mult a fost Ghicavi, la farmacologie. Dar nu m-a influențat nicicum, adică doar m-a impus să lucrez un pic mai mult, să dau din coate. Care m-a impus să devin obstetrician ginecolog? Nu știu, cred că o graviditatea mea care am dus-o mai greu, care m-a făcut să mă aleg această profesie și să mi-o dedau cu suflet toată viața pentru ea. În toți anii de universitate, profesorii au fost foarte mulți, noi am avut noroc să avem profesori buni, dar în special aș vrea să remarc profesorul meu și învățătorul meu, care m-a format ca specialist, acesta este domnul Turșul Valentin. Bine, profesorul care m-a ghidat în alegerea specialității, de fapt și-l iubesc și și-l apreciez, nu doar l-am apreciat, este tatăl meu, care zicea în anul întâi de facultate, el fiind profesor la Universitatea de Medicină, cred că tu ai fi un obstetrician ginecolog bun. Ei toți au fost buni. Da, eu aș spune că cel mai bun profesor pentru mine a fost părinții, care mi-au fost o stimă, respect, care eu permanent, indiferent ce n-aș face, am fost cu gândul adâncii. Și pentru a nu-i dezamăgi, aș spune că au fost ca profesori ideali. Ești la mine după profesie și profesori. Am avut mai mulți profesori pe care foarte mult, pe toți i-am respectat foarte mult, dar de fapt am ales și am decis ca să devin gastroenterolog datorită doamnei profesor Vlada Tatiana Dumbravă, care îi datoriez toată cariera mea de doctor gastroenterolog. Mult stimată doamna profesor, vă mulțumesc mult din suflet pentru învățătură, pentru toți anii care am petrecut împreună și pentru susținere dumneavoastră. Foarte mare mulțumesc! Îi spun mulțumesc pentru susținere, pentru sfaturi date, pentru informația și pentru tot ceea ce ne-a oferit pe timpul rezidențiatului și nu numai. Și de asemenea vreau să-i spun un mare mulțumesc și la toți profesorii pe care am avut. Marea majoritate dintre ei și-au lăsat amprenta în sufletul meu și au contribuit la personalitatea mea și la profesia mea și la tot ceea ce cunosc eu acum și toată informația care dețin. Dita mea profesoară, doamna Gherghiligiu, profesoară de anatomie la Catedra Anatomiei. Deci 2 ani am petrecut cu ea și datorită ei am devenit ceea ce sunt acum. Și aș vrea să-i mulțumesc pentru acest fapt. Bine. Vă mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut pentru mine. Cu mare drag. Deci, Makarovna, v-am spus, vă spun și vă voi spune, pardon, din toată inima, cu toată dragostea, vă mulțumesc enorm pentru ocazia, din moment că am avut ocazia să vă întâlnesc și în plan profesional întotdeauna v-am numit a doua mamă, pentru că cu adevărat zi de zi, clipă de clipă, de fiecare dată, când sunt în sala de operație, atunci când consult o pacientă, îmi amintesc întotdeauna ce a făcut Nadejda Makarovna, ce ar fi făcut Nadejda Makarovna și cum să fiu destoinică de faptul că am furat struitor, zi de zi, clipă de clipă, tot ce am putut de la dumneavoastră în plan profesional. Vă mulțumesc enorm, vă iubesc și v-am iubit. Trebuie de recunoscătoare pentru faptul că tu ai fost omul care m-a determinat că eu să devin obstetrician ginecolog. Domn profesor, eu îți mulțumesc în totalitate că tu m-ai definit și ca specialist și ca asistent universitar la Catedra de Obstetrică Ginecologie. Da, eu le doresc la toți profesorii
sănătate, să aibă noroc în toate, să fie apreciați, stimați, ei asta merită. Eu chiar mă închin cu mult drag față de toți specialiștii din Universitatea de Medicină, pentru că noi suntem cum suntem, ca și fiecare student suntem un pic mai distrați, uneori un pic mai... suntem, mă rog, ca niște adolescenți, copii care în creștere. Dar au făcut mult, s-au străduit, ne-au dat tot ce cunoaștem până la moment și chiar dacă n-am gândit la moment că ne va trebui cândva, ne-am adus aminte cu mare drag tot ce ni s-a implementat în sufletul nostru, în mintea noastră și până acum ne folosim. Mulțumesc mult! Cum? Da, dacă l-aș întâlni, l-aș prinde, aș mulțumi foarte mult pentru lecțiile de fiziopatologie, extrem de interesante și importante, care și atunci și acum mă ajută să înțeleg mecanismul dezvoltării bolilor, mecanismul însănătoșirii și pentru lecția de viață pe care mi-a dat. Doamna profesor Plată, Tatiana Dumbrava, vă sunt profund recunoscătoare pentru tot ce ați făcut pentru toți noi studenții, pentru pacienții care i-ați tratat și ne-ați învățat și pe noi cum să facem, să mergem frumos în specialitatea de doctor. Vă urez doar bine și multă, multă sănătate. Vreau să-mi amintesc despre cuplu Tistimițanu, care erau niște oameni extraordinari, și doamna Ludmila și domnul Nicolae, deci ambii mi-au fost profesori, m-au învățat, am luat foarte mult de la dumnealor, o bunătate excepțională de la dumnealor era. În afară de asta, când am trecut deja la neurochirurgie, era conferențiarul Rață Vasile Ivanci, după aceea m-am învățat multe de la colegi care erau Boris Antipovici Mânăscurt, Vasile Grigorici Timergaz, Tofănică, foarte mulți. Deci eu n-am fost niciodată așa, zic eu, între tâta să-mi fie rușine ca să iau ceva bun de la cineva sau să-i spun mulțumesc. Dacă poți lua ceva bine de la un om, de ce nu? Deci eu mulțumesc din tot sufletul celor care au stat lângă mine și atunci când mi era bine, dar și când mi-a fost rău. Mulțumesc la toată lumea care m-a învățat. Sincere felicitări aducem doamnei profesor Eleonora Vataman, doamnei profesor Liliana Gropa. American Medical Center felicită toți medicii și profesorii care activează în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu cu ziua lucrătorului medical și a profesorului. Activitatea dumneavoastră zi de zi ajută mulți oameni, ajută studenții ca să devii medici de rang înalt. Vă dorim multă sănătate, bucurie, realizări în plan profesional.